Bună ziua, dragi elevi! Cum vă simțiți astăzi? Încercați să vă încărcați bateriile și haideți la treabă! Mă numesc Taisa Gorincioi, profesoară din Liceul Teoretic ProSucces, municipiul Chișinău. Astăzi suntem la lecția de dezvoltare personală, modulul Securitate Personală. Criterii evaluate: asigurarea calității proprii, asigurarea calității celorlalți și, desigur, prevenirea situațiilor de risc. Astăzi, la lecție, ce vom face? Vă veți reaminti despre asigurarea calității vieții dumneavoastră, veți afla ce este securitate personală, veți utiliza tehnici de acțiune de protecție a mediului înconjurător și veți comunica într-un atelier de discuție în sânul familiei. Asigurarea calității vieții pune accent pe integritate, gestionarea eficientă a resurselor, responsabilitatea pentru o dezvoltare durabilă, buna gospodărie. Priviți imaginile. Care dintre aceste personalități vă impresionează cel mai mult? Pe cine ați dori să alegeți drept model? Iată, securitate personală care presupune starea de siguranță, de lipsă, de primejdie, protecție, apărare, respectarea recomandărilor consolidează grija pentru sănătatea proprie, siguranța comunicării directe cu ceilalți în diverse circunstanțe. Unde? În familie, la școală, în stradă, în natură, în comunitate, online. Dragii mei, odihna activă în mediul conjurător, acesta este subiectul lecției de astăzi. Joe Boxa zice: să privim încă o dată pământul acesta drag, pe care foșnesc plopii și cântă ciocârlia, și să-i arătăm mai mult ca oricând dragostea noastră, să-i privim munții și păsările noua lumină ce s-a deschis asupra lui și să-l învăluim într-o dragoste nouă mai adâncă și mai fierbinte. Priviți imaginea și oferiți imaginii un titlu sugestiv. Scrie, pornind de la imaginea alăturate, 5 substantive, 5 adjective, 5 verbi. Formulează 2 întrebări diferite pe baza imaginii. Construiește 3 expresii după modelul pământul, casa noastră comună. Deși pentru fiecare om cuvântul casă are un înțeles diferit, noi toți, cei aproximativ 7 miliarde de oameni, trăim într-o singură casă, planeta Pământ. Aici ne vom asigura viața noastră și a generațiilor viitoare, doar dacă n-am fi neglijenți față de casa noastră comună sau să nu tulburăm liniștea tuturor viețuitoarelor. Viața noastră depinde de felul în care avem grijă și respectăm dreptul la viața terii. Cum te odihnești cu familia sau cu prietenii natură? Cum trebuie să ne comportăm la picnic, piscină? Ce acțiuni de protecție a mediului înconjurător trebuie să întreprindem? Conștientizând efectele poluării mediului, putem vizualiza riscurile majore pe care suntem supuși zilnic, dacă nu luăm măsurile necesare protecției mediului. Protecția mediului presupune reconstrucția ecologică a mediului, evitarea poluării mediului, gospodăria rațională a resurselor, evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii, descoperirea cauzelor care afectează mediul și, desigur, să creăm proiecte complexe, rațional fundamentate. Cum trebuie să ne comportăm la scăldat? Țineți minte de condițiile de bază a siguranței. Alege corect locul pentru scăldat, numai cu supravegherea părinților. Respectă strict regulile în timpul scăldatului. Și care sunt ele? Se interzice de a se urca pe
semnele de avertizare, de a sări în apă prin bărci și șalupe, de a plonja de pe poduri, baraje, copaci și de a se interzice de a folosi pentru scăldat mijloace periculoase, precum scânduri, lemne tăiate, camerele anvelopelor. Gândește, împărtășește, acționează. Omul, prieten sau dușman al pământului, realizează un colaj despre cum te odihnești cu familia sau cu prietenii în natură. Dramatizează în 6 replici un dialog dintre om și pădure. Creează codul bunilor maniere în mediu, privind igiena casei și a curții, localității și îngrijirii izvoarelor. Confecționează un glob original din materialele reciclabile. Sădește împreună cu tata, ori cu bunicul, un copac. Confecționează o căsuță pentru păsări, ca să avem grijă și lor. Misiunea personală, identificarea contribuțiilor. Care este misiunea noastră, dragi elevi? Și iată, hai să propunem un proiect constând din 5 acțiuni de protecție a planetei Pământ, împreună cu familia și cu întreaga societate, desigur. Dacă ai fi Pământul pentru o zi, ce le-ai transmite oamenilor? Dragi elevi, vreau să vă întreb cum v-ați simțit astăzi în timpul activității, ce ați învățat de la această lecție și cum vi s-a părut forma de organizare al activității. De curând!